Deci acum, în materie de mulțumire, există mai multe variante. Aș începe cu una clasică. Mulțumesc conducerii superioare, în frunte cu Ion. Caramitru. Pentru acest premiu vă promit că voi presta servicii culturale mai sârguincios în stagiunea care urmează, în așa fel încât să pot să iau acest premiu cu o jumătate de an mai devreme. Sau ar mai fi una, ca să zic așa, năroadă, o variantă. Dom'le, vă mulțumesc că e foarte, adică mă, eu acum când, bine, nu m-am, că nu mă stăteam acum și nici nu m-am, că dacă să mă fi gândit că eram cu nevastă, o să mă bucur mult că o să se bucure și tata și ne, noi, ne, adică nu, eu sunt, vă mulțumesc, e bine, e... Una guturală, această realitate palpabilă care măsoară inefabilul, mă obligă și mă doare, foaie verde de cicoare, vine dinspre Caramitru o boare. Eu, pentru că m-aș lua pe neașteptate, eu tocmai atribuisem un premiu, mi-aș permite ca prin intermediul unui învățat să vă rog să râdeți, pentru că râsul este muzica sufletului, să vă jucați, pentru că acesta este secretul tinereții, să citiți, este fântâna înțelepciunii, să gândiți, este izvorul puterii, să fiți calmi, este cheia succesului, să fiți buni, este calea spre fericire și să iubiți. Este rațiunea de a trăi. Vă mulțumesc, la revedere! Horatiu Meleire, câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor, stagiunea 1992-1993.